Atacul la adresa AUR continuă. George Simion și Claudiu Târziu au dosar pentru coruperea alegătorului. Poliția Ialomița a transmis o hârtie la Parlament prin care informează Senatul și Camera Deputaților asupra faptului că George Simion, Claudiu Târziu, Marius Lulea și Păunescu Silviu Titus sunt anchetați pentru coruperea alegătorului. Potrivit surselor, acest dosar a fost deschis din cauza caravanei medicale, proiectul AUR care, citez, oferea servicii medicale gratuite pentru populația României cu accesibilitate scăzută la unități medicale. Credeți că dosarul este unul politic sau nu?